Eu cred că în acest moment România a fost ferită de euroscepticism, ca să spunem așa, și cred că depinde de noi, de clasa politică, cu cât vom explica mai bine care sunt avantajele rămânerii în proiectul european, cu atât cred că oamenii vor înțelege mai bine de ce trebuie să fim în interior. Cred că aici e vorba și de ceea ce s-a întâmplat în România ultimilor, să spun așa, 70 de ani. Românii nu vor permite, într-o democrație pe care au câștigat-o cu greu, nu vor permite niciodată să ne închidem din nou granițele.